După ce la nivel național actuala guvernare merge din greșeală în greșeală, nici reprezentanții guvernamentali din teritoriu nu se lasă mai prejos. Schițele lui Caragiale sunt prezente și astăzi printre noi. Prefectul Cristinel Pavel s-a lăudat zilele acestea cu investiții aprobate și finanțate în timpul guvernării PSD, cu ajutorul programelor naționale de dezvoltare locală. O nouă situație hilară, dusă la limita penibilului, a fost zilele acestea prezentă pe pagina de Facebook a instituției prefectului din Mehedinți, unde încă prefectul Cristinel Pavel s-a lăudat cu investițiile aprobate și finanțate de guvernările PSD. Ca spectacolul să fie complet, acesta s-a tras în poze cu primarii, fiind cam singura activitate administrativă, uitând că nu este fotomodel, ci prefect. Este timpul ca prefectul Cristinel Pavel să se trezească, să lase luptele politice pe editorialele foto și să se apuce să lucreze și pentru binele mehidințenilor.